Salut, Capricorni! Voi face citirea pentru luna noiembrie. Va fi o citire cu două cruci celtice, folosind două tarotul Druid și tarotul Rider White și un tarot pentru explicații. Deci, să începem, Capricornii. Deci, veți avea două pietre de ales, da? Verde pentru Druid și pentru celălalt tarot Rider White, lanțe de gri. Deci, pentru cei care au ales verdele, piatra verde. Și întrebarea pe care o gândiți voi și încercați să vedeți ce puteți să primiți. Este o etalare generală pentru cei care au Capricornul, Zodia Capricorn, ascendentul sau femeile luna plină în Capricorn. O planetă distribuitor. Patru planete, stelium, deci fiecare după cum aveți. Să vedem. La baza pachetului, iată, aici la baza pachetului aveți acest magician. Am zice că unii dintre voi vreți să faceți ceva, să vă folosiți această energie a magicianului, care își atinge scopurile folosindu-se de tot ce dispune, de idei, de gândire, de metal, de creativitate, de energie, de vitalitate. Și să nu uităm acest unu, magicianul. Arată în primul rând posibilitatea să vă folosiți de energia pe care o aveți. Dă un aspect foarte benefic acest aspect. Veți începe ceva, deci orice ați începe va fi benefic pentru voi. Sunteți individualistul, vă folosiți mentalul, inteligența. Este un aspect benefic care vă susține acest aspect, deci unul, magicianul. În rest, avem dușmani, că fără ei nu putem trăi. Deci, persoane care vă întind capcane, vă mint, vă lingușesc, dar în primul rând sunt persoane care s-ar părea că vor să se folosească de voi, folosindu-vă blocaje, răutăți făcute și această idee a voastră poate să fie legată chiar de 1 noiembrie. Tot aici avem o arcana majoră, steaua. Steaua arată dorința de a vă proteja. Și este un aspect benefic. Aveți aici un 17, deci poate fi vorba de data de 17, când s-ar putea să aveți niște plăți karmice. Putem vorbi de un 8, da? Deci în numerologie nu există 17, 16, 26, există o singură cifră, deci trebuie adunate. Așa se și întâmplă, da? Deci, plăți karmice, așa cum am zis, o luptă dintre materie și spirit, încredere, loialitate, spiritul justițiar, fiindcă această stea, da? Deci această femeie care ea se contopește cu natura, ea se integrează în natură, se integrează în mediu, acest fluid, apa, circulă prin venele ei, dar
Ea își dorește, da, să-și protejeze calea folosindu-se de dreptate și de adevăr. 6 de bâte, deci blocaje care pot fi depășite dacă voi alegeți dreptatea, adevărul, corectitudinea, veți reuși să deblocați o situație. Aveți tot ce vă trebuie pentru a debloca această situație și pentru a arăta iubire față de ceilalți, față de cei din jurul vostru. Țineți și voi minte datele care sunt implicate. Și veți vedea dacă vă influențează cu ceva sau nu. Viitorul, trecutul, prezentul, viitor, aici e primele 10 zile, aici este viitorul în mare. Păi stați bine dacă o luați cu ceartă. Deci avem aici, așa cum sunteți voi, mediul care vă înconjoară, cei care vă înconjoară, speranțele, rezultatul final, tot rezultatul final și tot rezultatul final. Bun. Acum să începem cu aceste răspunsuri, da? Deci voi aici primiți un răspuns la întrebarea care v-ați pus-o voi. Răspunsul este că va trebui să faceți o alegere. Un 6, deci pe data de 6, să vă gândiți la o alegere. O alegere între bine și rău. Este liberul vostru arbitru, deci îndrăgostiții asta reprezintă o alegere care o faceți voi și voi veți alege dacă vreți un lanț de flori sau un lanț de fier. Lanțul de flori rezistă mai mult în timp, lanțul de fier nu. Deci între viciu și virtute. Să vedem ce explicații primiți. Iată, primiți aici generozitatea. Deci s-ar putea să aibă și un aspect legat de generozitate. Aici avem o ceacră a luna în taur. Este un aspect pozitiv. Poate să fie și un aspect legat de un ajutor pe care îl primiți. O ofertă legată poate de locul de muncă, poate legată de o afacere. Și ceacra inimii este o ceacră care este situată în piept și vă dă acea putere să echilibrați sentimente, emoții și relații. Acest echilibru poate să vă aducă armonie, pace, iubire, o stare de bine, deci înțelepciune, inteligență, puritate, unitate, și este un simbol al creșterii, al regenerării și al vindecării. Vorbim de acest lotus, da? Cu 12 petale verzi. Ce poate să vă influențeze aici, în bine sau în rău, este Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, deci este o dată de 2. Gândiți-vă la o dată de 2. Marea Preoteasă este acea femeie care are ascendent, zodie, lună plină în rac sau în scorpion, dar este o femeie care își folosește intuiția, o femeie care deține secrete, o femeie care vrea să vă afle secretele. Poate să fie și un aspect în care vă invită să vă folosiți intuiția voastră. În mare acesta ar fi aspectul, dar când ne gândim la acest 2, da? Deci ne gândim la un număr par, la colaborare,
colaborarea este în doi, la tact, la diplomație, la secrete, intuiție, folosirea intuiției, care este foarte importantă pentru voi acum. Deci folosiți-vă intuiția, nu vă dați secretele pe mâna oricui și în primul rând păstrați-vă secretele pe care puteți să le folosiți și voi, deci, dar nu să le dați altcuiva. Haideți să vedem ce primiți. Un diavol. Deci am putea spune că aveți aici un diavol, poate fi vorba de vicii, poate fi vorba de un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn, ia să zic în diavol, care poate să vă controleze, poate să vă țină în stagnare, care poate să vă impună anumite aspecte pe care el le urmărește. Deci trebuie să fiți foarte atenți la acest diavol. Aveți aici un număr 15. Deci pentru voi o dată de 15 poate să vă aducă aspecte dificile. Poate să vă aducă și retenie. Să vă aducă instabilitate, nervozitate, intoleranță, vinovăție, dependență. Deci trebuie să fiți foarte atenți, este un aspect destul de dificil. Aveți o ceacră primară, principală, scuzați-mă, principală, care este situată în zona perinală și deci este o posibilitate să aveți nevoie de stabilitate, de energie și să aveți nevoie să vă conectați la pământ pentru a primi această energie din partea pământului. Să aveți securitate, să supraviețuiți unei situații dificile. Vom merge mai departe la așa cum veți începe luna. Da, veți începe luna cu comunicare. Veți comunica foarte mult. Veți vorbi foarte mult. Poate să fie o comunicare pe internet, o comunicare, cum să spun, prin scris, dar veți comunica foarte bine și la distanță. Să vedem ce se întâmplă cu această comunicare. Vine din nou Marea Preoteasă. Deci veți comunica lucruri secrete sau am putea vorbi și de spiritualitate, de misticism. Deci veți comunica poate cu o femeie care are ascendent zodie lună plină în Scorpion sau în Rac, are un aspect important pe lună, sau poate să reprezinte și folosirea intuiției și aveți aici o ceacră care este celui de-al treilea ochi, situată în frunte și în data de 2, voi mai aveți odată apărut această dată de 2, aduceți-vă aminte că o aveți aici Marea Preoteasă, deci am putea spune că trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă această comunicare pentru voi este foarte importantă. În data de 2 aveți și diavolul, deci trebuie să vă folosiți intuiția. Intuiția voastră, inteligența voastră și să vă asumați anumite responsabilități. Trecutul pentru voi este dat de regele de bâte. Poate vorbim despre o persoană care are ascendent zodie într-o zodie de foc, adică leu săgetător, o persoană care
promite să vă ajute, dar întotdeauna el se ajută și pe el. Promite să lupte pentru dreptate, pentru adevăr. Să vedem ce se întâmplă cu acest rege de bâte din trecut. Dispare din viața voastră. Rămâne cumva amintire. Acest 13, poate să fie în data de 13, când acest rege de bâte se retrage. Dacă este o relație, este un șef, s-ar putea să fie avut o relație mai personală cu acest bărbat și dintr-o dată, din data de 13 noiembrie, să se retragă. Sau dacă este o relație personală, să ajungeți la concluzia că nu aveți de ce să continuați mai departe, aveți un Pluto în Scorpion care este foarte puternic și arată că ceva se va încheia în viața voastră, ceva va dispare din viața voastră, dar este legat de acest bărbat, un leu. Aveți o ceacră, deci 13, în data de 13, gândiți-vă că puteți să aveți anumite aspecte de clar viziune, de vise, dar și să vă gândiți la renaștere, la moarte, la realizări, la ghinion. Acesta este în principal aspectul pentru acest 13. Și avem o ceacră a inimii. Vedeți aceste culori puse la ceacre și ceacrele sunt așezate în funcție de numere. Deci la un număr de 2 se întâlnește un portocaliu mai des. La un 3 un violet, dar aici avem acest număr de 4 verdele. Deci ceacra inimii, care arată în primul rând inima care este situată în piept și vă dă acea putere de care aveți nevoie să faceți un echilibru între sentimente, emoții și relații, astfel încât să ajungeți la armonie, la iubire, la înțelepciune, la pace, la liniște, la echilibru emoțional, înțelepciune, unitate, puritate, inteligență și, bineînțeles, la o creștere, la o dezvoltare și chiar la o vindecare. Pentru voi prezentul reprezintă luna. Luna în pești ne arată un număr de 18, data de 18. În această dată pentru voi va fi important să vă gândiți la aspecte care vă influențează și am zice la curaj, hotărâre, dar și abuz de putere, risipă de energie, imprudențe. Voi, dacă vreți să începeți un proiect sau începeți ceva, un drum, o relație, ceva nou, acest 18, luna, vă atenționează că aveți de întâlnit persoane care vă bârfesc, vă mint, vă lingușesc, vă întind capcane și trebuie să fiți foarte prudenți dacă nu puteți să renunțați la această relație, la această afacere. Deci ce reprezintă un drum, da? Atunci trebuie să observați și să acționați în consecință. Și iată, riscurile sunt aduse tot de o arcană majoră, de nebunul, care spune că este un 0, deci este arcana 0, are un lotus cu 1000 de petale, dar arată în primul rând posibilitatea să vă folosiți de dorința de a ieși din stagnare, să luați o șansă. Această șansă pe care o doriți poate să vă aducă riscuri,
riscuri pe care nu le evaluați, fiindcă voi vă gândiți numai la ajutorul divinității și gândiți că tot ce veți face, veți face cu inimă curată și atunci nu mai dați importanță la aceste riscuri pe care ar trebui să vi le asumați. Pentru voi viitorul arată o ceartă. Un 5 de spade arată clar că în viitor o să vă certați cu cineva. Este o ceartă destul de dură. Veți spune și voi ce aveți de spus, dar va spune și celălalt ce are de spus. Cred că n-am spus ce reprezintă această ceacră. Este lotusul cu 1000 de petale de culoare mov deschis alb. Este o ceacră coroană care este legată de glanda hipofiză. Este un aspect care arată că voi faceți o conexiune între spiritul superior, conștiința voastră, vă conectați la spiritul superior și la conștiința voastră și de asemenea apreciați viața oamenilor, plantelor, animalelor. Această ceartă, revenim la ceartă, veți spune ce aveți de spus, va spune și celălalt și fiecare își va vedea de drum, nu va mai rămâne loc de împăcare. Sfatul este încercați să nu vă răzbunați. Și iată, aveți un 2 de cupe, deci am zice chiar împăcarea să cadă peste acest 5 de spade. Deci o împăcare, o înțelegere în final, deci chiar dacă v-ați certat în viitor, s-ar părea că vă certați și vă împăcați. Este o ceacră care arată cel de-al treilea ochi, deci intuiția, vă folosiți intuiția, vă folosiți inteligența și vă asumați responsabilități. Așa cum sunteți voi, cu blocaje în această lună, dar faceți tot ce puteți pentru a debloca această situație și vă ascundeți scopurile. 9 de bâte. Destul de greu, dar veți reuși să mergeți mai departe, aveți judecata. Deci s-ar putea ca cineva să voi să vreți să vă obțineți un drept prin justiție, dar cineva să se opună și să vă creeze probleme, obstacole, blocaje, dar totuși veți merge mai departe, este un Venus în balanță. Justiția este balanța cu spada, este numărul 11, care este un număr mistic, da? Este un număr misterios, da? Maestru, care arată cunoaștere, spiritualitate, sensibilitate, romantici, spirituali, creativi, vizionari, profetici, dar aveți și iluzii, timiditate și amăgiri. Fiindcă dacă ne gândim balanța cu spada, deci arată dorința de dreptate, dar întotdeauna trebuie să știți că o acțiune asupra unei persoane atrage după ea o forță de reacție și această forță de reacție trebuie să o stăpâniți, să o țineți sub control și să vă gândiți la legile după care se judecă, dar să nu uitați niciodată de dreptatea și adevărul etern. Și aveți din nou o ceacră a inimii, o ceacră care arată că trebuie să faceți un echilibru între sentimente, emoții și relații pentru a ajunge la armonie, înțelepciune, aspecte benefice, la creativitate, la aspecte legate de vitalitate, de creștere, regenerare și vindecare. Mediul vostru, cine vă înconjoară,
vă înconjoară persoane care v-au falsificat, acte, v-au furat, vă mint, vă bârfesc, persoane care umblă cu înscrisuri falsificate. Dacă observați acest personaj, stă și se gândește ce să mai scrie, ce să mai facă, ce rău să mai facă. Un șapte de spade. Să vedem ce se întâmplă cu acest șapte de spade și cu această persoană. Este vorba de un rege de cupe, un bărbat cu ascendent zodie în scorpion, un bărbat care dă impresia că este o persoană sentimentală, sensibilă, romantică, creativă, că aveți nevoie de bunăvoința lui, dar este o persoană care tot timpul ascunde ceva și iată că chiar se potrivește cu acest șapte de spade. Deci el ascunde ceva, își folosește intuiția foarte bine. Această chakra a celui de-al treilea ochi arată că se folosește foarte bine de această intuiție, de inteligența lui și își asumă responsabilitățile. Vorbim de speranță. Voi sperați foarte mult la un prinț de bâte. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în săgetător, un bărbat care călătorește foarte mult, realizează venituri. Nu sunt venituri foarte mari, dar oricum muncește și am putea spune atât în bine cât și în rău. Deci, speranța. El cade chiar în poziția speranței. Sperați să primiți o veste bună. Pe 17, sperați să apară ceva nou, noutate, progres, dorința de libertate sau posibilitatea să vă negociați libertatea și aveți aici un lotus cu 1000 de petale. Vorbim de chakra coroană situată în centrul capului, legată de glanda hipofiză și de aspecte ceea ce reprezintă folosirea intuiției, inteligenței, asumarea responsabilităților și, bineînțeles, aprecierea vieții, a oamenilor, a plantelor, a animalelor. 17, din punct de vedere numerologic, este un 8 și poate să reprezintă o plată karmică, actuală sau mai veche, o luptă dintre materie și spirit. Poate să arate un spirit justițiar, loialitate, perseverență, încredere, responsabilitate. Și acum răspunsul final. Sunt trei arcane, așa cum am scos la fiecare zodie, da? Și iată, aveți un rege de cupe, a mai apărut, deci acest bărbat o să vă influențeze destul de mult. Un rege de cupe care arată, de fapt, un bărbat cu ascendent zodie în scorpion, un bărbat care își arată sentimentele, sensibilitatea pentru voi, creativ, dar totuși o persoană cu anumite secrete, lucruri ascunse, pasiuni ascunse. Este o persoană care va trebui să-i câștigați bunăvoința, dar de fapt trebuie să fiți foarte atenți să nu-l răniți, fiindcă poate să se și răzbune pe voi. Și iată, aveți aici un card de luptă. Am putea spune că voi vă doriți să ieșiți din stagnare și veți încerca să impuneți, cumva să vă impuneți voința voastră. Aveți aici acest șapte. Veți avea de ținut o situație dificilă sub control, puteți să reușiți acest lucru și chiar să ieșiți din stagnare. Este un număr care arată curaj,
cunoaștere, arată independență, perfecțiune, eforturi și un triumf asupra blocajelor, asupra stagnării. Asta și vă doriți, adică cunoscând datoriile și drepturile voastre, puteți să obțineți acest triumf asupra stagnării. Aveți o ceacră a gâtului, vorbim de o ceacră în zona glandei tiroide, de necesarul de a vă echilibra acest aspect legat de glanda tiroidă, echilibrul legat de sănătate, de asumarea responsabilităților. Sacrificatul. S-ar părea că în același timp sunteți și sacrificat. Sau cei din jurul vostru vă țin în această poziție de sacrificatul. Deci vorbiți despre acest pânzurat care poate să se elibereze oricând, dar trebuie să își schimbe el concepțiile, fiindcă nu poate schimba concepțiile celorlalți. Vorbim despre un 12, deci despre un 3, care arată un număr care va duce aspecte legate de bunăvoință, de un nou început, de renunțări, de iertare, de sacrificiu. Să vedem ce explicații primim din partea tarotului. Și iată o regină de monede, deci o regină care s-ar putea ca ea chiar să se sacrifice, fiindcă întotdeauna această regină este foarte înțeleaptă. Ea creează bunuri, are mici creații care îi aduc mici venituri, pe care le strânge, dar de obicei ea nu-și strânge averi, își mai investește bani în ceea ce își dorește sufletul ei, dar oricând puteți să apelați la ajutorul ei. Și aveți aici ceacra celui de-al troilea ochi, care arată că trebuie să vă folosiți de această intuiție și de inteligență și să vă asumați responsabilități. În schimb, împărăteasa, tot și ea în aceeași final, deci sfârșit, ce aveți de încheiat, este o femeie foarte energică, puternică, care luptă pentru a-i ajuta pe ceilalți. Este un fel de mamă, este un 3, un 3 care arată sacrificii, creație, inteligență, folosirea intuiției, voluntariat, unitate, iertare, schimbare. Împărăteasa poate oricând să vă îndeplinească dorințele, dar trebuie ca aceste dorințe să nu depășească așteptările, fiindcă altfel vă puneți la dispoziția oamenilor. Și să vedem clarificarea. Este vorba de un prinț de cupe care călătorește mult, aduce venituri, dar întotdeauna întotdeauna cheltuie foarte mult pentru a-și satisface plăcerile și am putea spune că e un fel de curtezan. Aici are o ceacră a inimii, din nou gândim despre regenerare, despre vindecare, dar și despre echilibrul dintre sentimente, dintre emoții și relații, astfel încât să puteți să ajungeți la armonie, la înțelegere, la înțelepciune. Voi merge la următoarea citire.
sunt foarte lungi așa, deci și obositoare aceste citiri. Așa cum am spus, fiecare, că este tarotul, că este Lenormandul, toate sunt legate și de numerologie, dar este foarte complex să spui și numerologia și toate. În fine, haideți să vedem mai departe pentru cei care ați ales piatra gri, nuanțe de gri, luna noiembrie pentru voi. Și iată, la baza pachetului aveți aveți acest prinț de monede. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în fecioară, un bărbat care poate să călătorească, să aducă venituri, să strângă venituri din munca lui, dar fiind într-o poziție răsturnată, vă gândiți că el de fapt va fi cu foarte multe probleme, foarte multe blocaje. Nu va putea să facă față și nu se va descurca cu aceste aspecte. Aveți soarele care trebuie să arate fericire, abundență, fertilitate, dar și Marea Preoteasă, uite că nu știu ce, s-au întors ele, le-am întors, nu pot fi toate așa întoarse. Deci îl lăsăm pe ăsta în poziție bună și soarele atunci va fi viceversa. Deci asta este. Acest prinț de monede, deci el creează, aduce venituri, un bărbat cu ascendent zodie în fecioară. Dar aici aveți soarele care este într-o poziție răsturnată. Am putea spune că el poate să vă aducă chiar distrugere. Acest soare și vorbim de o dată de 19, când trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă acest 19 reprezintă de fapt dorințe puternice de a începe ceva, dar și perfecțiune, individualismul, independență, vitalitate și totuși acest soare este răsturnat, așa cum am spus. În ceea ce privește Marea Preoteasă, ea vine cu o dată de 2, deci într-o zi de, deci 2, veți avea aceste aspecte legate de secrete, de folosirea intuiției, de lucruri ascunse, pasiuni ascunse, de tact, de diplomație, emoții necontrolate, atașament. Vorbim de o femeie care are ascendent zodie lună plină în rac sau în scorpion, o persoană care are luna foarte puternică în astrogramă, dar reprezintă o femeie care poate să încerce să vă afle secretele sau este o invitație pentru voi, folosiți-vă intuiția. Începeți o inițiativă, o inițiativă care este benefică pentru voi, vă duce la o creștere, la o expandare a unei activități legate de comunicare sau de comerț, transport,
Regele de spade, vorbim de un bărbat mental, un bărbat rece, care are ascendent zodie în vărsător, un bărbat care poate colabora cu voi, poate să discute, dar este o persoană destul de rece, o persoană care își exprimă concluziile și își permite acest lucru, iar după se preferă să se retragă, fiind un singuratic. Și această arcană care reprezintă judecata, deci renașterea, trezirea morților, 20. În data de 20 s-ar putea să încercați să vă folosiți de tact, de diplomație, de secrete, de emoții, să aveți un atașament față de anumite persoane, să vă gândiți la schimbări, transformări și, într-adevăr, această arcană judecata poate să arate dorința voastră să aduceți o schimbare în viața voastră, astfel încât totul să fie benefic pentru voi. Și vorbim de această creativitate, muncă, 8-ul de monede, o creație care este contestată de ceilalți, poate că această creație este legată de o casă și aici apare contestarea, lăcomia și aspectele nedorite. Voi merge mai departe. Răspunsul la întrebare. Ce poate să schimbe sau să fie un blocaj? Cum începeți? Cum începeți, da? Trecutul, prezentul, viitorul, așa cum sunteți voi, schimbare în mediul vostru înconjurător și am putea spune despre speranțe, teamă, rezultatul final. Tot răspunsul final și ultima pentru răspunsul final. Deci, în primul rând, răspunsul vă leagă de un rege de cupe. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în scorpion. Este un bărbat căruia ar trebui să-i câștigați bunăvoința, dar trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă s-ar putea să considere că îl îl răniți și atunci să vă treziți cu o persoană care vă este opusă și care vă creează foarte multe probleme. Acesta ar fi răspunsul la întrebare. Ce poate să schimbe? Este un 10 de spade. Este o doborâre. Sunteți doborâți, culcați la pământ și am putea spune că sunt într-adevăr momente foarte dificile pentru voi cu acest 10 de spade. Foarte multă răutate, probleme,
și să vedem ce clarități primiți din partea tarotului pentru acest rege de cupe. Deci un bărbat cu ascendent zodie în scorpion, care are secretele lui, lucruri ascunse. Și iată, un doi de spade. S-ar putea să vă facă o ofertă, dar vă gândiți că nu puteți accepta această ofertă. Sunt două lucruri identice și preferați să nu vă implicați. Este un moment în care nu puteți să vă folosiți mentalul, deci nu puteți să alegeți. Preferați să rămâneți așa, blocați. Luna în balanță. Și chakra este o chakra celui de-al treilea ochi, unde indicația este folosiți-vă înțelepciunea și intuiția voastră pentru a depăși acest blocaj. Ceea ce poate să vă aducă o schimbare, o influență, acest 10 de spade, deci suferința pe care o aveți, s-ar părea că este în urma unei o ceartă, o dispută, o ceartă foarte puternică. Vorbim de un 5 de spade cu despărțiri. Și de o chakră care este chakra gâtului, o chakră care este situată în zona glandei tiroide și arată în primul rând lotusul cu 16 petale albastre și posibilitatea voastră să vă folosiți de emoții, dar de creativitate, să fiți perseverenți și, în primul rând, să vă asumați responsabilități. Trebuie să echilibrați efectele acestei glande tiroide astfel încât să vă mențineți sănătatea. Vorbim de aspecte legate de primele zile din noiembrie, unde aveți un 6 de bâte, deci am zice niște blocaje care pot fi depășite numai cu o singură atitudine, să vă preferați dreptatea și adevărul. Și iată că aveți aici un as de spade, spada care poate să aducă rațiunea, dar spada poate să și pedepsească pe cei incorecți și să-i ajute pe cei drepți. Este vorba de un lotus cu 1000 de petale, este chakra coroană, o chakră care este în centrul capului, unde este și glanda hipofiză și este vorba de o chakră unde voi arătați că vă conectați la spiritualitatea înaltă, la conștiința voastră, la sinele vostru spiritual, dar și la acea conștiință și că veți aprecia viața oamenilor, animalelor sau plantelor. Trecutul pentru voi este reprezentat de cumpătarea, îngerul cumpătării. Vorbim de un număr 14, deci un număr unde arată posibilitatea să țineți, deci în data de 14, să obțineți transformare, renaștere a materiei, să arătați speranță, dorință de aventură, de libertate și negocieri pe care le puteți face folosindu-vă de tact și de diplomația voastră. Aceasta se va întâmpla pe 14 și această arcană, Îngerul Cumpătorii, arată în primul rând dorința voastră de a ține sub control o situație dificilă. Situația dificilă vine de la o alegere. Fie că cineva vă aduce o alegere în față, deci vă lasă să cumpătați, să analizați, să gândiți ce se întâmplă și vă propune o alegere. O alegere unde să vă folosiți liberul arbitru, să alegeți între bine și rău,
o alegere între un lanț de flori, un lanț de fier, între viciu și virtute. Sfatul este alegeți lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp. Și chakra inimii, care face echilibrul dintre emoții, sentimente și relații, pentru a putea iubi, pentru a beneficia de pace, de liniște, de armonie, dar și de acest aspect de a alege. Prezentul va aduce acest paj de spade. În prezență ar putea ca cineva să vă facă tot felul de sesizări, tot felul de plângeri, încât să fiți obligați să închideți o activitate sau să fiți obligați să renunțați la alte activități. Să vorbim despre acest paj de spade. Este nebunul, deci s-ar părea că voi veți încerca să vă luați o șansă, acest paș de spade. El arată destul de multă agresiune, poate să arate și faptul că vrea să vă aducă inspecții, vrea să vă aducă controle și să vă creeze probleme, dar aveți și această posibilitate să sperați la bunăvoința cerului și lăsați în urmă teama de riscuri. Nu vă asumați riscuri, veți merge hotărâți cu gândul la ajutorul dat de Dumnezeu. Acest personaj chiar privește spre cer, este Uranus, care este progresist, nonconformist, rebel, și această chakră a coroană, chakra celui 1000 de petale de lotus, arată posibilitatea să vă conectați la sinele vostru spiritual, la conștiința voastră și, bineînțeles, să apreciați viața oamenilor, plantelor și animalelor. Viitorul, în viitor, în viitor v-ați comunica foarte bine, este o comunicare rapidă care vă ajută foarte mult. Să vedem despre ce este vorba în această comunicare. Este vorba despre împărăteasa. Vorbim de un 3, deci de creație, inteligență, intuiție, sacrificii, voluntariat. Împărăteasa, amica benefică, vă ascultă și vă înțelege propunerile, dar întotdeauna trebuie să vă doriți ce este posibil și să nu vă doriți imposibilul, fiindcă vă puneți la dispoziția oamenilor. Asta ar reprezenta împărăteasa. Deci doriți-vă ce este posibil pentru a evita să vă puneți la dispoziția oamenilor. Așa cum sunteți voi, aveți aici luna în pești, deci un drum păzit de un câine, de un rac, de un lup. Deci acest drum, nu aveți acces pe el, dar nu este o cale pentru rezolvarea voastră. Este un număr de 18, poate să reprezinte data de 18, când se va întâmpla ceva în viața voastră, dar poate să reprezinte și din punct de vedere numerologic, poate să reprezinte dorința de a face un echilibru între emoții și material, reprezintă eficiența voastră, generozitatea, risipă,
Și atenționarea este pe data de 18, dacă puteți, nu începeți acest drum, fiindcă el va aduce bârfă, răutate și minciună. Deci, să vedem ce se întâmplă cu voi, așa cum sunteți voi. Aveți aici treiul de spade. Gândiți-vă la o trădare și este și răsturnat. Deci, o trădare urâtă, ceva care nu vă convine, dar este momentul să vă folosiți intuiția, să vă folosiți sentimentele voastre și, în primul rând, intuiția și inteligența voastră. Vorbim de chakra celui de-al treilea ochi aflată în frunte, care vă poate ajuta să ieșiți din această, să zicem, trădare. Mediul vostru este 9 de monede. Persoane care sunt stăpâne pe ei, persoane care au venituri stabile, persoane care se descurcă foarte bine cu banii, arată această situație că își pot permite să studieze, să participe la cursuri, să călătorească, își permit lux, bun gust cu acest 9 de monede. Și iată, explicația este un paj de spade. Vorbim de o persoană cu ascendent zodie în Vărsător sau în Gemeni, care vă creează foarte multe probleme, va aduce inspecții, va aduce multă bârfă, multă răutate, controle, verificări. Și aveți aici o chakră principală, este o chakră situată în zona perineală, care arată că aveți nevoie de energia pământului, aveți nevoie să vă conectați la această energie a pământului pentru a vă proteja, pentru a avea mai multă stabilitate. Și speranțele voastre sunt la un 7 de bâte. De speranțele voastre sunt să acumulați cât mai mult acea energie care vă dă posibilitatea să deblocați orice situație. Aveți tot ce vă trebuie pentru a debloca această situație. Și iată, aveți magicianul. Deci, magicianul reprezintă Mercur, care se folosește de bagheta magică pentru a manipula situații sau persoane, dar și de idei, de gândire, de sentimente, de sensibilitate, de creativitate, energie, vitalitate și. Este o persoană care își atinge scopurile, deci puteți fi și voi acela, sperați ca și voi să vă atingeți scopurile și să vă rezolvați această problemă personală. Vom merge mai departe să vedem răspunsul final. Nu știu de ce să răsucesc, se întorc. Răspunsul final este legat de un 4 de monede, fiindcă arată că voi sunteți într-un moment în care trebuie să faceți niște economii, să vă descurcați cu mai puțin pentru a strânge bani sau pentru a face plăți. Aveți aici carul de luptă. Deci un 7, unde trebuie să aduceți triumf în blocaje și deci o victorie triumfală este o dată de 7, când carul de luptă va trebui să facă acest drum pentru voi.
are o ceacră legată de gât, o ceacră a gâtului, o ceacră care este legată de glanda tiroidă și arată că aveți probleme serioase să echilibrați această situație cu această glandă tiroidă. 3 de cupe reprezintă o distracție, o petrecere. Sunteți capabili să faceți orice, astfel încât să vă simțiți bine și 3-ul de monede să fie benefic pentru ceea ce vă doriți voi. Să vedem. 3-ul de monede ne aduce un eremit, deci un 9. Sunteți retrași, preferați să vorbiți foarte puțin și de asemenea este un risc destul de mare și voi vreți să țineți acest risc sub control și chiar vi-l asumați, vreți să vă protejați și nu vă place să vorbiți prea mult. Știți că vorba este de argint și tăcerea este de aur și acest Chiron, vindecătorul în fecioară, arată în primul rând situația voastră, vă descurcați, puteți să mergeți mai departe. În primul rând, voi aveți o ceacră care este a celui de-al treilea ochi și spune că voi vă folosiți intuiția, inteligența și vă asumați responsabilități. Acesta ar fi în principal aspectul. Și marele preot care vine în poziția finală este un 5, care arată dorință de aventură, de libertate, entuziasm și acesta ați fi voi, marele preot. Apare acest 6 de cupe care arată că este o persoană din trecut. Deci o persoană din trecut cu ascendent zodie pe Taurus poate fi o persoană care își folosește poziția lui față de voi, sentimentele, mișcare și este un moment în care voi puteți să folosiți această ceacră a inimii pentru a vă atinge un scop. Vorbim de de vindecare, de regenerare, de creativitate, deci această ceacra inimii trebuie să facă un echilibru între sentimente, emoții și activitatea practică, relațiile. Aceste sentimente ale voastre pot să vă aducă și această atitudine spre pace, iubire, armonie, înțelegere, aspecte benefice. Așa cum am mai spus, acest 5, marele preot, poate să vă aducă dorință de aventură, de libertate, de prietenii. În schimb, 9 poate să vă aducă acest aspect legat de entuziasm, echilibru, creativitate, generozitate, dar și superficialitate, dictatoriali, hotărâri entuziaste și acea persoană care știe să-și folosească foarte bine intuiția. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă mulțumesc. Dacă vă ajută acest canal, puteți să dați un like, să vă abonați și să vă folosiți de ceea ce aveți pentru a vă rezolva problemele. Aceasta a fost citirea. Vă mulțumesc. Nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc.